Vineri seară, centrul orașului Botoșani a fost blocat de zeci de polițiști după ce pe treptele unui magazin din incinta unui centru comercial a fost descoperită o valiză suspectă. La fața locului au intervenit forțele de intervenție din cadrul SRI, dar și cei ai brigăzii antitero. Aproape de miezul nopții, echipajul antitero a reușit să deschidă în siguranță bagajul și au descoperit că era vorba despre mai multe cofraje din carton pentru ouă. Acestea erau goale și este posibil să fi fost folosite pentru improvizarea unui adăpost pentru proprietarul valizei. Potrivit unor locatari din zonă, valiza ar aparține unei persoane fără adăpost. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani este văzut aproape zilnic în zona magazinelor alimentare de acolo. Alături de el are o valiză asemănătoare, ascultând muzică la un aparat de radio.